8 olimpici la concursul de religii au fost premiați aseară în cadrul ceremoniilor legate de sărbătorirea solemnă a Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Elevii care s-au remarcat la concursurile de religie au primit diplome de excelență Sfântul Ierarh Nifon. Premierea a 8 elevi meritoși care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de religie faza județeană. Astăzi, la finalul procesiunii solemne a Sfântului Ierarh Nifon, au fost premiați și alți olimpici din județ. Biserica este pentru cultură și pentru știință și nu cum cred unii și alții care vorbesc de rău biserica și activitățile ei. Și de aceea astăzi vom premia pe toți olimpicii din județul Dâmbovița care au onorat, să zicem, județul nostru și arhiepiscopia cu premiile obținute în diferite discipline. Brojbeanu Andy Gabriel, Olimpiada Internațională de Științe de la Colegiul Național Constantin Carabela din Târgoviște. Felicitări, fiule, să trăiești. Fii mai... Elevul Bratu Andrei Cătălin, de la școala Elena Doniș Cantacuzino din Pucioasa, Olimpiada Națională de Educație Tehnologică. Elevul Ștefan Alexandru, de la Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște, Olimpiada Națională de Geografie. Eleva Matache Mariana, de la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște, Olimpiada Națională de Pedagogie și Psihologie.